Mă, o să dormi niște. Nu, dar nu mai am pus nimic ca să te salut. Că mă gândesc. Bun. Hai, nu spui? Altă dată te rog frumos să nu mai mă mi faci așa curiozitatea cât mai mare. Ți-am zis, doar mâine ziua va depinde doar de tine, dacă va fi frumoasă sau nu. De mine va depinde dacă va Da. fi frumoasă. Nu vei pune vreo întrebare ceva? Deci doar de tine va depinde mâine. Mine va depinde mâine. Dacă suntem pe antena play, credeți-mă că am foarte mari emoții deja. Mâine o să fie o zi specială. Așa promiterea e modică. Ce surpriză îmi pregătesc, băguri, bă! Mai fă așa, te rog. Și tu nu ai emoții? Ba da. Nu știi ce să-ți răspund sau ce? Păi, de n-are rost. Dacă vrei să mă întrebi, vrei să fii soția mea, tu știi că Păi sunt ți-am deja... cerut odată Păi ce să... asta e, că m-ai cerut odată. Știi bine că sunt soția ta, de... Ei, Nu. nu mai e, nu are rost să mă întrebi. O să vezi, mâine o să vezi. De ce zic că totul depinde de tine? Sper să fie ceva wow, adică dacă tot mă faci să am așa mari emoții, sper să Dar fie s-ar așa. putea să strici tot. Vezi că situația poate să fie ori foarte bună, ori Ori foarte foarte nașpa. proastă. Vorbesc serios. De exemplu, dacă ar fi să sărim din un avion cu parașuta, atunci dacă ți-aș zice da, ar fi ceva bun pentru tine, dacă aș zice nu, ar fi ceva foarte rău pentru tine. Întrebarea asta. Deci dacă mi-i pune să fac ceva extraordinar de... Nu știu. În fine, vei Pentru... vedea mâine. Ai ieșit, stai, că ai ieșit. Te rog frumos. Stai, că ai ieșit. Să șterg aici. Dar mi-ai gurii. Da, ai ieșit deja. N-ai ieșit. Ba da. Nu te adoră pentru că era făcut. Știu că nu trebuie să te întreb, că nu e frumos să-mi spui dinainte. Ce vrei să mă întrebi? Ce o surpriză e? Păi o să zic. Serios? Mâine. Ah, vă șmechere. Bă, gropiță, bă. Dar Bă, vedem dacă va nițelul. fi una plăcută sau nu. Gurița. Păi nu știu, tu ce zici că o să fac? Nu știu. Crezi că o să fie de bine? Nu știu. Păi așa, la cum mă cunoști. Știi ce sentimente am pentru tine, ce crezi că o să fac? Mâine voi afla sinceritatea ta, Maxim. Serios? O să vină mâine familia ta? Nu pot să-ți mai dau indicii. Ei, da, iubi. Îmi faci o farsă? Nu pot să-ți dau mai multe indicii. Mai vezi deja. Tu poți să crezi ce vrei. Vreau să spun că și eu am o surpriză pentru tine mâine. Nu o să ai timp. Făcut deja. Dacă ai făcut ceva, anulezi. Adică... Pentru că nu e va fi timp. Dar o să avem suficient timp. Nu o să avem suficient timp. Nu, ca să ne lase stafful. Deci am zis să nu faci nimic. Și înțelege. Nici măcar 15 minute. Dar nu fi rău, vreau să-ți fac și eu ție ceva. Dar mai târziu, nu... Păi după ce terminăm toată Ah, harababura. da, după ce ți-am dat harababura, da. Ai, mă supărai acum. Ei, nu, mă gândeam că... Că ce? După ce păpăm și dă, poți. Păi da, după ce mâncăm și desertul și după ce vrem să stăm. Sunt foarte urât din partea ta să zici că eu nu sunt fan nimic. Păi, dar nu trebuie să te M-a agiți. durut Mâine vei asta. avea o grămadă de Dar treabă. nu mai interesează, m-a durut Dar nu asta. că te-a durut. Dar nu vreau să ne încurcăm.
Da, dar nu e frumos din partea ta să nu-mi accepti o surpriză. Da, o să ai foarte multă, o să ai foarte multă treabă, cred. Ce treabă să mă pui să fac curățenie în toată casa? Nu, pot să-ți dau mai multe indici. E clar, asta mă pune să fac. Ți-a zis că tu poți să greșești? Mamă, de ce te joci cu mine? Bine, surpriza mea nu este wow, e banal. Nimic nu e banal. Da, la felul în care mi-ai zis tu să nu faci nimic cu a... Păi ca să nu... Ca să nu ce, dacă eu am plăcerea să o fac. Da, dar iară înțelegi greșit. Și tu iar te nervezi acum? Nu, nu știu. Da, stai că stau rău. Stai mai că stau rău, ți-am zis. Să-l scop mâna, așa. Doamne, câteva să mă aud de spălat. Vino la mine. Da, mi-am motivat, Corica, nu știu cum se va întâmpla mâine. Mi-e frică de... Deci nu mai poți să fii prezent mi-e astăzi? Mi-e frică de o două chestii. Chiar nu pot să înțeleg. Spune-mi odată ce este. Dar de ce? Trebuia să-mi spui dinainte ca să am mulți toată ziua și toată noaptea și mâine. Mă disperi acum. Eu zic să fii pregătită. Pregătită pentru ce? Că doar sunt soția ta, ce altceva ai putea să mai îmi ceri? Nu te vei aștepta la chestia asta. Ce vrei mă să faci mai? Să stai venele? Ce vrei să faci mâine? Serios? Nu pot să-ți dau detalii. Păi atunci nu mi-am dat emoții. Lasă o baltă. Nu vreau să mai gândesc la asta. Ar trebui? Doar zic asta. Ce ar trebui? Băi, lasă-mă. Doar atâta zic să ai mintea limpede mâine. Să dormi ca lumea. Fii sigură că să dorm ca un puflet mâine. Și să te gândești bine. Dar să dorm atât de bine. Păi și tu ai foarte mari emoții? Se teamă? De mine? Chiar nu pot să-mi dau seama. Dacă n-aș fi fost logodnică ta, aș fi înțeles. Aș fi crezut că mă cere de soție. Dar am făcut lucrurile astea, adică ce altfel ceva ar putea mai fi? Mai putea fi? Un cățeluș! Mi-a duce un cățeluș? Mi-a duce un cățeluș? Dacă eu zic o să-mi fie frică pentru tine, nu mai cu cățeluș? Asta mi-a duce broscuță. Nu au treaba animalele, din păcate. Încă mi-e frică de vrăști.
ce nu vrei să spun? Bine, hai, vrei să încheiem subiectul ăsta, cum deja... Da, asta zic un lucru, să fii mâine sincer. Sincer. S-a fost ultim. Ai, Raimund. Mă disperi. Crezi că mie o să-mi placă surpriza? Păi, dar nu este neapărat o surpriză. Dar ce este? O să înțelegi mâine. Da, dar nu ești detalii acum, am mai făcut praf. Sincer, nu o să pot să dorm la noapte, vorbesc foarte serios. O să vin mâine cu niște cearcăne în emisiune? Păi tocmai că trebuie să te odihnești. Păi nu pot să mă odihnesc acum. O să te odihnești. Ia uite la mine. Ce? Ce e mâine? Deci vorbesc foarte serios, să-mi spui acum, în momentul ăsta. A, știi că un lucru, să nu ți-ai fustă. Să nu-mi iau fustă? Îmi pare rău, dar o să-mi iau rochiță. Da? Bine, poți să ții, dar va fi... Cum va fi? În fine. Ia-ți ce vrei. Măi, ce faci? Arunci casa în foc? În aer? Nu. De fapt, nu poți să ții rochiță, liniște. Jucăm cu minge. Wow. Ne jucăm castelul? Asta, exact asta. Nu știu, chiar nu știu, zic și eu vorbesc aberația acum. Ce? Nu atâta, dar după fapt o să ții rochiță. De fapt nu, ia, de fapt ia-ți rochiță. Trebuie să ții rochiță, da. Ia-ți rochiță. Vreau să te îmbraci mâini la cămaș? Și pantalon, nu blugi. Totul va depinde de tine. Va depinde de mine. Păi ce, mă aștepți în pălțărăm scurs când vii la tine? Totul va depinde de tine, o să înțelegi mâine. Hai.